Decizia Comisiei pentru situații excepționale privind eliminarea partidului Șansă din cursa electorală vine după ce directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteaț, a ieșit dimineața în fața presei și a prezentat un raport. Potrivit lui, Rusia a oferit grupului criminal condus de Ilan Șor 1 miliard de lei pentru a destabiliza situația din Republica Moldova. Șeful SIS a spus că Federația Rusă încearcă să compromită procesele electorale din Republica Moldova pentru promovarea unor interese ascunse. Toate aceste metode sunt implementate prin intermediul lui Ilan Șor, care a creat un grup criminal organizat dintr-o rețea de deputați, funcționari publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, jurnaliști, lideri politici și de opinie și care finanțează ilegal partide politice. Coruperea proceselor electorale are loc în toate localitățile Republicii Moldova. Avem documentate peste 160 de volume de dosare penale, dintre care 63 au fost trimise în judecată de către organele competente. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, doar pentru protestele stradale organizate de Ilan Șor au fost cheltuite peste 200 de milioane de lei. Este vorba despre suma care a reușit să fie documentată de polițiști. De asemenea, au fost documentate acțiunile grupării Șor de a crea și finanța mai multe partide, care au preluat practicile partidului Șor, declarat neconstituțional, și acționează concertat. Unul dintre acestea este partidul Șansă, condus de Alexei Lungu, candidat la funcția de primar al capitalei. Serviciul de Informații și Securitate, de comun cu alte instituții de aplicare a legii, au deconspirat o operațiune masivă de influențare a proceselor electorale, în special prin finanțarea tenebră a campaniei electorale a partidului politic Șansă, valoarea căreia depășește suma de 90 de milioane de lei. După cum urmează, prin intermediul cetățeanului Federației Ruse și Israelului, Șved Igal, peste 24 de milioane de lei. Prin intermediul așa numitor donații și pretinse a fi de la companii din Turcia, peste 40 de milioane de lei. Prin intermediul persoanelor fizice către companii autohtone, peste 7 milioane de lei. Toți cei 652 de candidați ai Partidului Șansă au primit 10 de mii de lei, nedeclarați la CEC, dar și dispozitive electronice, a precizat Musteață. Când calcul a fost estimată suma de circa 13 milioane de lei bani ilegal distribuiți. Totodată s-a stabilit că candidați la funcția de primar și consilier, susținut de Partidul Politic Șansă, au primit tablete și telefoane, care urmau a fi utilizate în cadrul campaniei electorale. Este de menționat faptul că pe cutiile unor tablete și telefoane erau prezentate înscrisuri cu numele, prenumele și localitatea, unde urmau să fie repartizate. Suma de bani achitată de către reprezentanții Partidului Politic Șansă pentru procurarea tabletelor și telefonelor mobile, la fel, nu a fost raportată la Comisia Electorală Centrală. De partea cealaltă, fugarul Ilan Șor spune că banii ar veni nu din Rusia, ci din afacerea lui, iar aceste surse financiare ar fi destinate dezvoltării Republicii Moldova, nu destabilizărilor. Ну, во-первых, не миллиард леев или какие-то там тысячи долларов, не мелочитесь, а около 3,5 миллиардов долларов уже готовых денег. Во-вторых, не для дестабилизации, а для пенсий, газа, дорог, инфраструктур и социальных проектов. По поводу финансирования партии, конечно, так это все делают, зачем это скрывать? Raportul detaliat elaborat de SIS a fost expediat Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție și Comisiei Electorale Centrale pentru a fi luate măsuri imediate și decisive. Alexandru Musteaț a mai menționat că după scoaterea în afara legii a partidului Șor, liderul formațiunii Ilan Șor ar fi migrat activitatea partidului către un nou proiect politic, a menționat șeful SIS. Prin intermediul acestei formațiuni ar fi fost virate sume mari de bani, provenite inclusiv din Federația Rusă, pentru coruperea procesului electoral.